Bună ziua! Vreau să vă spun următorul lucru. Când am început lucrările la această grădiniță, cei peste 200 de copii ce erau locați în acest sediu învățau într-o clădire cu grad de risc seismic și fără autorizație de securitate la incendiu. Am reușit în ultimii ani să finalizăm lucrări de modernizare și reabilitare la peste 20 de școli și grădinițe din sectorul 4. Mii de elevi și copii de grădiniță beneficiază azi de condiții de deplină siguranță. Pentru noi, cel mai sărac, dar poate cel mai dinamic sector al capitalei a însemnat un efort imens, care totalizează fonduri de peste 280 de milioane de ron. Din acești bani, 80 de milioane de ron au fost obținuți prin aplicații de pe care sectorul 4 le-a avut pentru programele desfășurate de Uniunea Europeană și 30 de milioane au fost obținute prin aplicațiile pe care le-am făcut pentru programele naționale și anume Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua. În permanență am căutat soluții și am obținut finanțări europene și naționale care ne-au permis să ajungem astăzi la un standard înalt de siguranță al unităților noastre de învățământ. Vreau să vă spun că numai în acest an am reușit să semnăm pentru programul operațional de competitivitate un program menit să doteze toate unitățile școlare din sectorul 4 cu kiturile necesare desfășurării învățământului online pe de o parte și pe de altă parte ne-am asigurat că până la sfârșitul acestui an toți copiii din sectorul 4 vor avea atât tablete cât și internet. De asemenea, așteptăm să semnăm prin programul operațional de infrastructură mare o sumă de 20 de milioane de ron menită să acopere nevoile pe care sectorul 4 le are în ceea ce privește mănuși, dezinfectanți și toate substanțele biocide pe care astăzi Ministerul Sănătății le recomandă. De asemenea, și este foarte important să știm acest lucru, am făcut o contorizare a necesarului pe care unitățile școlare din sectorul 4 îl au în ceea ce privește sumele de bani de care avem nevoie pentru a duce absolut toate unitățile la standardele pe care ne dorim cu toții. Astfel, astăzi avem emise 51 de autorizații de construire, iar pentru programul național de relansare și reziliență am aplicat deja proiecte într-o sumă totală de 117 milioane de euro. Așadar, necesarul aducerii școlilor din sectorul 4 la un standard occidental este unul extrem de ridicat. Aici, la această grădiniță nouă, sigură și modernă, pe care o inaugurăm astăzi în sectorul 4 al capitalei, suntem gata să-i primim pe cei 200 de copii înscriși într-un mediu sănătos, prietenos și sigur. De asemenea, vreau să vă spun, tocmai pentru că ne aflăm într-o zonă a capitalei extrem de densă, că necesarul de lucru pentru grădinițe este unul extrem de mare. De aceea, acest sediu a fost suplimentat cu încă un sediu ce poate găzdui un număr de 250 de copii. El este situat pe calea Băcărești, la intersecția cu Bulevardul Tineretului, în sediul fostei școli 100, unde într-adevăr am creat noi locuri pentru copiii din zona Tineretului. Aflată într-un stadiu avansat de degradare, unitatea de învățământ preșcolar a trecut printr-un amplu proces de consolidare, reabilitare și modernizare. Când am lansat campania, niciun copil al sectorului 4 nu merge la școală sau la grădiniță în clădiri cu risc seismic, am știut că noi, cei care trăim, muncim și iubim în sectorul 4, vom avea puterea să le oferim copiilor dreptul de a învăța în condiții de siguranță. Mulțumesc, domnule primar, mulțumesc pentru invitația de a participa la această inaugurare. Bucureștiul are
încă o problemă în ceea ce privește școlile și grădinițele. Avem în primul rând o problemă în ceea ce privește actualele școli și grădinițe. O parte dintre ele au nevoie de reabilitare în ceea ce privește siguranța la incendiu. O parte dintre ele au nevoie de consolidare împotriva riscului seismic. Primarul sectorului 4 este unul din primarii de sector care a adresat această problemă și a început lucrări pe ambele tipuri de probleme. Mai avem o problemă în ceea ce privește deficitul de locuri. Avem un deficit de locuri în creșe, avem un deficit de locuri în grădinițele de stat și avem, evident că toată lumea este înregistrată la, toți copiii sunt înregistrați la școlile din București, dar o parte dintre ei învață în două sau în puține locuri, chiar în trei schimburi. Și este responsabilitatea noastră de a ajunge la momentul în care fiecare din copiii din București să poată învăța într-o creșă de stat, într-o grădință de stat și într-o școală de stat, într-un singur schimb, astfel încât să putem să facem programe de școală după școală sau after school, cum s-a încetățenit, pentru ca părinții să poată să știe să-și poată lăsa copiii dimineața, să-și ia după amiaza, să-și ia după amiaza când își termină programul, să nu alerge după ei. Dacă ai trei copii, unul începe la 8, unul începe la 11 și unul se poate întâmpla să înceapă la ora 2 și atunci trebuie să faci o întreagă logistică pentru a-i duce și a-i aduce acasă. Legat de ce a spus domnul primar de sector, am fost ales de cetățenii primarul general al Capitalei și sunt obligat de această demnitate și o fac cu plăcere să colaborez cu cei 6 primari de sector din București, pentru că am fost aleși pentru a rezolva problemele cetățenilor. O să mă vedeți în măsura în care voi fi invitat la multe alte obiective inaugurate sau începute de ceilalți primari de sector.